prietenii, al vostru Găbulea vă spune bine ați venit la un nou live. Nu știu cât sunteți pe live, o să mă uit imediat. Mă bucur că am revenit din nou în forță. Salut Răzvan, salut Robert, salut Roland, ITB, te salut dragul meu. Driver Robert, salut Nicolae Rădulescu, salut Axel. Da, 24 de persoane, ok. Revin din nou în forță, după cum știți am făcut și aseară un live. Salut Naghi. Cred că ești în Africa, nu, păi dacă sunt faraon, sunt egiptean și sunt la Cairo. Sunt undeva la Cairo. De aici o să fac cursă. După cum vedeți și skin-ul de la camioane. Hello man, welcome to my channel. Thank you for subscribing. S-a abonat la canalul meu. Și skin-ul camionului meu, după cum vedeți, are capul de faraon. Sunt la Cairo, la capitala Egiptului. O zonă frumoasă, uitați-vă și voi aici. Uitați-vă steagul Egipt, muzeul. Hello man, welcome to my channel. Thank you for subscribing. Mersi mult, Roland. Mersi, Denvenio, pentru abonament. Suntem aici în fața Palatului Culturii, cei care știți, atât că știu și eu din istorie, și m-am gândit să fac o cursă. Ce cursă o să faci? Păi, o cursă, dacă vă uitați cu skin-ul ăsta, am luat o cursă de la Cairo. De la Cairo e o cursă foarte lungă. Undeva în Europa, tocmai la Newcastle, e o cursă de 3600 de km, bineînțeles că eu nu o să o parcur toată, o să merg doar aproximativ o oră din ea. Ăsta e camionul, îi dăm și ceva faruri. Să aprindem și luminile astea. Asta e o Scania T, făcută un mod de un prieten de-al meu. Mersi mult, Robert, și vă doresc vizionare plăcută, băieți. Tracker-ul e ok, e pe poziție. O să dau un pic mai tare și sunetul la motor. Să mă duc un pic cu volumul mai sus la motor. E ok. Ce ne așteaptă aici? Ne așteaptă o remorcă. Cu același nume, Faraoni Community Gaming. Este skin-ul oficial al comunității Faraoni. Și cu asta o să parcurg atât cât pot din cursă. O să pe parcursul traseului o să mai discutăm. Acu e pe înserat, nu se vede skin-ul ăsta, modul ăsta nu se vede așa bine. Când se va lumina,
o să ne uităm mai bună. Salut, Amazing! Am un motor de 200 și ceva de cai, foarte slab. Au, m-am băcat rapid prima bandă. Mai nasă, prea nasă. O, salut, Ovidule! Ce faci, fratele meu negru? Salut, Mărușică! Tot la volan, tot la volan. Ce să fac? Hai, tate, pleacă foarte greu, că e motorul foarte mic. O să merg cu el pe manual. Mersi mult, Axel. Vreau să ne încadrăm pe prima bandă, să nu dea vreunul noi. Fiți atenți, am testat puțin mai devreme, înainte de a intra pe live. Am testat cu câte FPS-uri merg, deci numai 60 stau. Cum dau drumul la OBS, îmi scade la 30, deci 30 de FPS-uri mănâncă doar OBS-ul. Au făcut ăștia un update ceva la OBS, nu pot să-mi dau seama. Da, o avem și o moschee pe acolo pe sus. Uitați-vă cum arată Egiptul pe harta celor de la TSM. Superb. Salut, Georgica. Acum sper să se lumineze repede. Nu mai contează. Odată ce te-ai luat de comunitatea mea, te-ai luat de mine. Pentru comunitatea eu am înființat-o. Numele ăsta eu mi l-am ales. Nu l-am ales în... în consultanță cu altcineva, să stau să mă consult cu cineva. Pur și simplu eu mi-am ales numele ăsta, iar tu te-ai luat tot ce înseamnă Găbulea. Și păcat, pentru că eu nu ți-am greșit cu nimic, nu am făcut nimic. Bine, eu vreau să fac live-ul liniștit, să-mi văd de treaba mea și să fac ceea ce îmi place. Nu vreau să intru în ceartă, în polemică cu tine sau cu alții. Treaba voastră, dacă voi credeți că câștigați ceva prin a murdări imaginea altcuiva care nu v-a făcut niciodată nimic rău, e problema voastră. Salut, Dan Crețu, salut! Am un motor foarte mic, de 320 de cai, parcă, nu știu. Cel mai mic motor de la Scania. Abia urcă ăsta. Ionis, oh, mersi mult, dragul meu, mersi mult pentru apreciere. Uite că ajungem, mergem pe nisip de acum. Suntem la Cairo, e țara mama noastră a faraonilor. Nu? De patria noastră, patria mamă. De aici suntem noi faraonii. Și tocmai de asta am zis să fac o cursă. Să fac o cursă pe Egipt, direct în Egipt, de unde ne tragem noi faraonii, nu de unde se trage Dani Mocanu, că Dani Mocanu e român. Uitați-vă ce frumos e pe aici. Opa, ușor că aici sunt curbele ca la noi, pe la Brașov. Eu m-am reîntors la muncă, alături de colegii mei, de prietenii mei, faraonii mei, pe care îi iubesc din sufletul meu. Eu n-am nicio problemă ca alții îmi judecă numele ăsta. Cairo International Airport. O, avem și monitor plasma, uite mă, frumos mă, să moră dacă nu e fain. Terminal 1, Cairo International Airport. A? E ceva. Și eu sunt cu camionul faraonii. Dacă bag și o cântare, dar pe ce suntem aici? La cântarea României? Ce e aici, mă? Trebuie să iau? A, trec un port ceva. A, sunt... What the fuck? Avion cu tot cu... Da, mă?
Deci este a, pe portavion dintr-o cutie, mă, frate, ca să vedeți, e prima dată când văd așa ceva. Deci eu trebuie să trec cu... Trebuie să trec cu portavionul la Roma, direct la Roma. Din Cairo. What the fuck, eu n-am mai pățit. Dar bine, s-a auzit sunet de vas, de vapor. Hello man, welcome to my channel. Da, thank se merită. Spin Tire e un joc superb. Dar trebuie jucat în 3, în 4 băieți, că altfel n-are niciun rost. Mersi mult, Darius, ai șmecher. E un acvariu vechi, l-am de foarte mulți ani. L-am pus aici lângă mine că dă mai bine. Dă mai bine ca prezență. Hello man, welcome to my channel. Thank you for subscribing. The True Brits s-a abonat la canalul meu. Mersi mult, The True. Salutări din Italia, te pup, Robert. Da, l-am simțit, The True. Bineînțeles că l-am simțit. Eu stau la etajul 5. Salut, Sergiu. Eu stau la etajul 5. Îți dai seama ce sentiment am avut eu când s-a înclinat blocul cu mine. Bă, dar ce motor mi-am luat și eu, mă. Să vezi că nu urc. Bravo, mă, bine că ai intrat în mine. Ai dreptate, Jane, live-uri sunt destule, nu e problemă. Eu doar am crezut că tu ești prietenul meu, dar se pare că m-am înșelat. Eu am stat pe live-uri. Da, da, Capone, știu, le las doar pentru live, ca să se vadă frumos în față. Da, Capones. Doar să se vadă bine în față, le las cu faza lungă. Nu pot, Sergi, să deviezi de la drum, că am încărcătură mare și eu abia pot să urc un dâmb mic, nu vezi? Da, 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 Bogdane, o să fac și eu turul camerei, la propriu spus camere, că e un balcon micuț. Dar o să fac, dar să-mi pun aici, că am partea dreaptă aici, am geamul termopan, și o să-mi pun draperia, să-mi pun jaluzelele verticale. Mersi mult, Ali. Și după ce îmi pun jaluzelele și îmi fac tot ce trebuie pe aici, o să fac un mic tur. O să filmez un pic și binoul meu, birou. Mi-am luat tastatură nouă, mouse nou. Sistem audio nou, microfonul, după cum îl vedeți aici, condenser cardoid de studio. 29 probă, sper că mă auziți bine, dragii mei.
mi-a luat cameră Logitech C920, 4 milioane jumate. Îți dai seama că nu-i 100 de euro. De fapt am luat-o pe cea mai bună care o folosesc cei mai mulți youtuberi. M-am luat-o de pe PC Garage, mai ieftină, 4 milioane și ceva. Nu, dacă mă mai las, nu mă mai las, stai liniștit. Ce balcon șmecher am. Păi da, nu e balconul, l-am făcut eu să arate șmecher, e cămăruța mea de gaming. Am făcut 3 săptămâni pauză, n-am mai intrat pe live-uri deloc. Și am stat 3 săptămâni și am muncit. Și mi-am făcut camera asta. Până și scaunul, dacă îl vedeți, scaunul e tot nou luat. Nu mi-am permis să dau 15 milioane pe un scaun racing de gaming. M-am luat un scaun frumușel, crem cu roșu. E super, e comod, te lași pe spate cu aici. E foarte bun, moale, piele ecologică, un preț accesibil, spune. Mi-am luat tot cam tot ce-mi trebuie. Îmi mai trebuie o pereche de căști, dar căști stil galenă, poate găsesc wireless, pentru că eu nu mai folosesc microfonul de la mine de la căști. Căștile astea am să le dau cuiva. Mai am încă o pereche, două perechi de căști am să le dau, cred, cuiva. Stai acolo, mă, stai, mă, să intru și eu. Băi, ce nenorocit, uite, mă, că nu mă lasă ăla din nou. Stai acolo, așa. Uite că se luminează afară și o să vedem și skin-ul cu camionul Faraonii, modul oficial al nostru. Așa, găbulea fi rău? Nu sunt, frate, rău. Că vreodată am fost eu rău. Claudiu, vreau doar galene, stil cum sunt căștile de micro, de telefon. Cum sunt astea? Cum sunt astea? Uite astea de aici. Astea sunt de la Samsung-ul meu, de la telefonul meu de la Samsung. Se aud bine, dar e cablu scurt. Și vreau să iau ceva și pentru gaming, ceva, să am bas un pic de el în bănele. Pentru că nu mai folosesc, am microfonul ăsta cardoid. Și nu mai îmi trebuie microfonul ăsta. Bine, se aude bine și ăsta care l-am. Dai cu zgomot de fond, cu fâșit. Ăsta care l-am, condensorul ăsta, e microfon bun, foarte bun. Audio Technica 2020 Plus. E un microfon bun. La 7 milioane e un microfon scump și un microfon bun. De asta spun. Salut, Olaru. Găviță. Acum mai nou fumez și în tir. Până acum n-am putut să fumez în tir, cât aveam... Nu, eu, Robert, sunt preocupat. Nu sunt preocupat, doar că chat-ul îl văd pe o tabletă. Salut, Alex. Chat-ul îl văd pe o tabletă și... Băi, dar nu trage la deal nenorocit ăsta, nu? Salut, Rusu Vasile. 700 lei microfon ferească sfântul. Păi da, Alex, are o săptămână de când l-a cumpărat. Uite pe PC Garage. Audio Technica 2020 USB Plus. Nu-ți mai trebuie placă de sunet, interfață, direct are placa de sunet înăuntru. Dacă vă uitați, eu căștile le-am chiar băgat în el. Nu știu dacă se vede pe live, am un cablu aici. Eu căștile nu le-am trase din calculator, le-am în el și am volum direct pe căști. Da, Alexandru, te salut. Te salut, DJ White. Ăștia au făcut update la Eurotrack și nu știu, mi se pare că merge mult mai în lag decât cum mergea pe 1.24. Da, dacă tot mi-a făcut camera asta și am băgat 1500 de euro în balconul ăsta, m-a costat o avere, o coruță de bani balconul ăsta. Pentru că aici nu era decât, eu dacă vă arăt o poză, vă speriați ce era aici, nu era decât partea din față unde te apleci ca să pui rufele la geam.
Iar odată, după cum vedeți în spatele meu, e un perete acolo, ăla pur și simplu ziduri făcute de mine, din WC am ridicat ziduri și pe o parte și pe alta. Am pus geam termopane, geam de 3,70 m, m-a costat 22-23 de milioane. Mie nu mi se pare, Ionuț. De fapt, stai un pic, eu când fac live, acum când intru pe live, stau în 35-40 de FPS-uri, iar când nu am OBS-ul pornit, stau în 60 continuu. Salut, Arsenie. Ce faci pe prăduitorile mic? Dacă v-ați uitat la nou DLC cu remorci, este o remorcă cu scris galben pe ea, FGG, Faraoni Gaming Community. Și ăștia de la SCS ne iubesc, mă. Da, Alex, o să intru pe multiplayer. Mai târziu probabil o să fac un convoi cu abonații. O să fac și în seara asta o noapte albă. Aș vrea să intru un pic pe H1Z1, că am văzut că i-a făcut un update. Dar ce update? Că a schimbat practic jocul cap-coadă. A, cum să începe să prindă conturi, să vadă remorca. E, altceva, nu? Încă nu e zi. O să mai așteptăm să lumineze. Salut, Robert! Te-am văzut, Robert, nu spama. Dacă joc George Minecraft, nu joc eu Minecraft George, că sunt prea bătrân ca să mai fiu tânăr Minecraft să joc. Eu nu știu cum să scot tot anti-aliasing-ul ăsta, criții ăștia de pe margine de la camion și te pui, mă, pui să joc Minecraft. Welcome to my channel. Thank you for subscribing. Robert s-a abonat la canalul meu. Mersi mult, Robert. Eu nu știu cum să scap de toți treia jos de pe marginea camionului, de pe marginea nemurcii și tu mă pui să joc jocul ăla pătrățos. The Crew. Încă nu l-am jucat, l-am în calculator, dar nu l-am jucat. Mihai Suciu. N-ai pierdut nimic, ai pierdut începutul live-ului. Atât. Sunt nou, ești cel mai tare. Nu e adevărat, cel mai tare e Iohannis la ora actuală. Doar la mine se blochează live-ul? Pe tabletă? Clasa 8-a, o, ești mare. Cel mai tare este Gică, cel mai mare prăduitor. Asta e camionul, băieții. Scania. Marca. Oh, băi, unde te duci, frate? Băi, obraznicule. Uite ce greu îl conduc de sus. E un skin frumos. Hello, man. Welcome to my channel. Thank you for subscribing. Ok, eu am tableta și routerul la mine, l-am tocmai în ultima cameră. Hello, trece man. De 3 pereți. Welcome to my channel. Dă rog, câți ani am? 28. 29 de acum, merg pe 29. Thanks for the money, dummy. Hello, man. Pepi 142 mi-a donat 5 euro. Te pup, Pepe, mersi mult. Pepi, Pepito. Hello, man. Welcome to my channel. Thank you for subscribing. Mersi mult, Pepi. A primit 5 euro fără număr să trăiască de la Pepi. Voi știți că eu sunt muzicant. Și eu anunț. S-a dat fără număr. Hai, tată, trage la deal. Băi, dar se blochează live-ul rău tare de tot, mă. Ceva nu merge. O să-mi aduc routerul mult mai aproape de cameră. Da, se blochează continuu, nu știu de ce. Live-ul de pe tabletă. Probabil prea departe. Da, e prea departe routerul. Mi
siguranță, să n-am decât o liniuță, două la semnal. O să aduc mai aproape rutelor, o să aduc în camera asta, să scap de problemele astea. Hello man, welcome to my channel. Thank you for subscribing. Trac s-a abonat la canalul meu, mersi mult, Trac. Deci tot campionatul și băiatul ăsta. Mersi mult că te-ai abonat la canal. Salut, Barosane! Ovidiu, chiar suntem bărbițe, nu e nicio problemă, noi recunoaștem, suntem și Dani Mocanu și Maneliști și Cocalari, tot la curse, tot la curse, sunt cu skin-ul, cu skin-ul oficial Faraonii, cu Scania Range T, frumoasă Scania. Găbulea Faraonii, e frumos, e frumos, skin-ul îmi place. Uitați și pe spate la camion, am logo cu numele meu. Thanks for the money, dummy. Pepi Vasi a mai donat 3 euro. Dar cine e Pepi Vasi? Că nu l-am văzut pe chat. Mersi mult, Pepito, încă o dată. Nu știu cine e Pepi, nu l-am văzut pe aici. E cineva cu alt numere. Deci m-a mai donat 3 euro Pepito. Mersi mult încă o dată, Bosulica. Ok, băieți, eu am să opresc live-ul acum și o să revin la ora 11 cu o cursă. Cine vrea să vină la o cursă cu fratele vostru Găbulea Cocalaru Faraonul, eu vă aștept cu drag, fără nicio problemă. Ia să mai vedem o dată skin-ul ăsta de la...
Ok, băieți, am ieșit. Ne auzim la ora 11.